Pandurii au avut un debut slab de campionat și după 9 etape au doar 10 puncte. Obiectivul de a prinde o cupă europeană în acest sezon pare unul compromis, dar gorjenii au ales să apeleze la ajutorul divinității. Așa că au fost la biserică și s-au rugat să câștige cât mai multe meciuri. Am fost la mănăstire, da, și au fost foarte mulțumiți și uitați că se văd roadele. Ați cerut cu toți să dați goluri, ați cerut noroc până la urmă? Sau... Nu, noi am cerut o victorie atât. Nu contează cine marchează, e important, sunt aceste 3 puncte foarte importante pentru noi și... aceste 3 puncte acasă care au venit destul de târziu, zic eu. Nistor a mai spus că se roagă și ca Petre Grigorea să primească cât mai puține etape de suspendare. Antrenorul gorjenilor a criticat dur arbitrajul de la meciul cu Astra, când Pandurii au pierdut cu 1-2, dar au jucat mai bine de o repriză în 10 oameni. Dânsul trebuie să stea lângă noi, că este antrenorul nostru și le respectăm mult și sperăm ca cei de la conducerea federației să-i dea o suspendare cât mai mică, pentru că practic nu a greșit cu absolut nimic. Gorjenii se gândesc să câștige și în etapa viitoare la Universitatea Cluj. Normal, noi mergem să câștigăm la Cluj, sperăm să facem jocuri cât mai bune de la meci la meci și eu personal îmi doresc să scriu cât mai multe goluri să-mi ajute echipa. Noi avem încredere în grupul nostru, în noi, în toți cei care suntem aici. În continuare, obiectivul este locul 1-6, așa că eu zic că avem încă timp să recuperăm punctele diferențe și să ne luptăm pentru obiectivul stabilit. Pandurii deschid etapa 10-a vineri în meciul de la Cluj.